Bună tuturor! În sezonul rece, buzele noastre au nevoie de o hidratare suplimentară pentru a rezista la o vreme aspră și uscată. Astăzi vă voi prezenta topul meu personal al celor mai bune 5 produse de îngrijire a buzelor pentru sezonul rece. Acestea includ Elizabeth Ardan, Polar, Frank Body, Glam Glow și Lancôme. Haideți să le analizăm împreună pe fiecare în parte pentru a vă ajuta să vă protejați și să hidratați buzele în această iarnă. Voi începe cu Elizabeth Ardan 8 Hour Cream Balsam de buze. Din punctul meu de vedere, este un clasic în materie de îngrijire a buzelor. Acest balsam hrănește și calmează buzele uscate și crăpate, oferindu-le o hidratare intensă. Nu știu dacă voi ați încercat, chiar sunt curioasă, de aceea vă rog să-mi lăsați în comentarii părerea voastră despre acest produs. Din ce am studiat un pic acest balsam, am observat că în formula sa este bogat în vitamine și ingrediente emoliente care ajută la refacerea pielii deteriorate și la menținerea unei hidratări de lungă durată. Sincer, eu îl folosesc și în kitul meu și clientele sunt super mulțumite de ele. Înainte să încep pregătirea tenului, pun balsamul pe buze și las până la final când îl șterg, iar buzele rămân super hidratate. Următorul produs în topul meu este balsamul de la Polar. Îl găsiți și voi în magazinele Sephora, de unde l-am luat și eu. Acest balsam de buze conține ingrediente naturale precum uleiul de migdale și untul de shea, care ajută la hidratarea profundă a buzelor și la protejarea lor împotriva efectelor dure a vremii rece. Are o textură cremoasă și se aplică super ușor și oferă o senzație reconfortantă de hidratare instantanee. Pe locul 3 este Frank Body Lip Tint. Pentru acelea dintre voi care își doresc o nuanțare subtilă a buzelor, Frank Body Lip Tint nu doar hidratează intens buzele, ci oferă și o nuanță delicată și naturală. Este bocat în uleiuri esențiale și extracte de fructe, miroase demențial și acest lip tint nu doar arată bine pe buze, ci și hrănește și protejează buzele în același timp. Pe locul 4 avem Glam Glow. Glam Glow, pe care îl găsiți și voi în Sephora, Wet Lip Balm Treatment. Este o altă opțiune excelentă pentru hidratarea buzelor. Acest tratament de lux, îi spun eu, oferă o hidratare profundă și hrănitoare și are o formulă bogată în unturi și uleiuri emoliente. Pentru mine aduce așa un plus de strălucire naturală a buzelor și le protejează împotriva deshidratării. Și mi-e face și foarte bine. Ultimul produs din topul meu este Lancôme Nutrix Lèvres. Este un balsam de buze ce oferă o hidratare intensă și îmbogățită. Formula sa, din câte am citit, conține ingrediente hrănitoare precum untul de shea și uleiuri esențiale, cum conțin mai toate, și previne uscarea buzelor și le menține moi și catifelate. O concluzie ar fi că acestea sunt cele 5 produse preferate și în topul meu de îngrijire a buzelor, pe care vi le recomand și vouă în sezonul rece. Fiecare dintre ele oferă o hidratare profundă și protecție împotriva efectelor negative ale vremii reci. Alegeți produsul care vi se potrivește cel mai bine și bucurați-vă de niște buze hidratate. Dragile mele, astăzi am explorat împreună topul celor mai bune 5 produse de îngrijire a buzelor pentru sezonul rece. Elizabeth Ardan 8 Hour Cream, Polar Lip Balm, Frank Body Lip Tint, Glam Glow Wet Lip Balm Treatment și Lancôme Nutrix Lèvres sunt alegeri excelente, din punctul meu de vedere, pentru a-ți menține buzele hidratate și protejate în această iarnă. Dragile mele, este important să găsiți produsul care se potrivește cel mai bine nevoilor și preferințelor voastre. Fie că preferați un balsam clasic și hrănitor sau un tratament de lux pentru buzele voastre, vă spun sincer, aceste produse sunt create pentru a vă ajuta să vă bucurați de niște buze moi, catifelate și sănătoase în acest sezon rece. Sper că acest tutorial v-a fost de folos și o să vă ajute să alegeți produsul perfect pentru îngrijirea buzelor în această iarnă.
Dacă v-a plăcut acest tutorial, acest video, nu uitați să dați like și să-l distribuiți pentru a împărtăși informațiile utile cu alții. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați să vă abonați pentru mai multe sfaturi și trucuri de frumusețe. Să aveți buze hidratate și frumoase în această iarnă. La revedere și pe data viitoare!